Este senzațională această perioadă, dar mare grijă la produsele de îngrijire a pielii, pentru că avem de suferit. Ne place să credem asta sau nu, condițiile de afară, condițiile meteorologice au un impact asupra calității tenului. Cum ar trebui să ne îngrijim în această perioadă, o să aflăm de la Diana Munteanu-Covila, medic, dermatolog, cosmetolog. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața! Toamna discutam despre perioada de tranziție, de la temperaturi foarte ridicate la cele mai scăzute. Acum însă trecem în altă poveste, și anume cea de iarnă. E bine, e frumos, dar tenul are de suferit. Cum are de suferit tenul? Tenul într-adevăr suferă, deoarece este o tranziție destul de bruscă, temperaturile au scăzut, bariera pielii are de suferit, deoarece aerul de afară este rece, predomină vântul, în încăpere aerul este încălzit, deci este uscat și iarăși avem probleme cu protecția barierei pielii. Deci un pic și îngrijirea noastră trebuie să difere de perioada caldă a anului. Cum ar trebui să îngrijim pielea în această perioadă, astfel încât să ne bucurăm și de un ten sănătos, să ne simțim bine? Deci oricum noi păstrăm acele etape, să spunem așa, de curățare a tenului, de tonifiere, de cremă de hidratare, seruri, doar că conținutul lor un pic se modifică. Pentru iarnă trebuie să fie mai nutritive, mai hrănitoare, dar nu uităm că selectăm individual în dependență de tipul tenului. Dacă persoana are o piele predispusă spre îngrășare sau un ten combinat, mixt, atunci iarna nu-i dăm o cremă pentru ten uscat, pentru că cu siguranță va crea probleme. Adică selectăm tot din acel spectru de ingredienți activi pe care persoana cu pielea combinată sau grasă trebuie să-l utilizeze, doar că pe o formulă un pic mai hidratantă, sau excludem alcoolul din loțiunile tonice, da, care au ca scop diminuarea secreției de sebum, de grăsime, care în mod normal firesc pe perioada iernii la toate persoanele scade. Din acest motiv înlocuim poate cu produse un pic mai hidratante, precum de exemplu tonerul poate fi cu acid hialuronic, cu extract de aloe vera. Așa, și acum vreau să întreb dacă rămânem pe niște produse cu protecție SPF sau zicem că iarna nu avem nevoie, că e frig și așa. Cel mai întâlnit mit, da? Pentru că iarna nu utilizăm SPF. Utilizăm, deoarece radiația ultravioletă, ea este, se menține, doar că poate nu e necesar un SPF atât de înalt sau o reaplicare atât de frecventă, deoarece nu avem acea transpirație abundentă care ne scade din eficacitatea SPF-ului sau nu avem așa contact frecvent cu apa, cum avem vara, de exemplu. Dar SPF-ul oricum rămâne pentru toate lunile anului. Diana, vreau să-mi spui așa, foarte sincer, de ce bărbații au mai puțin de suferit în această perioadă, în materie de calitate și structura pielii, decât femeile? Într-adevăr, natura i-a favorizat pe bărbați, așa, deoarece au o piele, un derm mai gros, astfel îi protejează de factori nocivi din mediu și au și glandele sebacee, acele glande care produc sebumul, grăsimea pielii, mai mari, mai bine dezvoltate, ceea ce le permite iarăși de a crea o barieră pentru factorii nocivi din mediu. Astfel, chiar dacă au o îngrijire mai precară, mică, așa, mai precară, așa, da. Oricum, calitatea pielii este mai bună și îmbătrânesc mai târziu decât femeile din cauza fibrelor de colagen și elastină pe care natura le-a dat mai mult. I-a favorizat natura cu un strat dermic mai gros, dar acum i-a favorizat natura și prin accesul nelimitat la trusa de cosmetice a soției sau o partenere de viață, pentru că adesea ei utilizează produsele doamnelor. E corect să fac acest lucru sau e o greșeală? Ar trebui să difere aceste creme, de exemplu? Ar trebui să difere cu siguranță, deoarece, cum am menționat anterior, crema o selectăm după tipul de piele și nu neapărat că soțul și soția trebuie să aibă același tip de piele, pentru că asta e mai mult un factor genetic care se transmite de la părinți. Și atunci, dacă soția este posesoarea unui ten normal și bărbatul la fel, s-au combinat bine, dar dacă nu, atunci ar putea dăuna, de exemplu, când cineva folosește pentru o piele uscată, pentru celălalt ar putea fi prea gras sau prea comedogen și invers. Din acest motiv ar trebui să fie o îngrijire separată totuși. Dar cât de mult contează
cantitatea de cremă pe care o aplicăm. Aici iarăși o să facem o diferențiere între femei și bărbați, pentru că femeile aplică pe punctișoare, pe aici, cremă diferită, iar bărbații pun, zici că își fac o mască hidratantă de fiecare dată când utilizează aceste produse. Există o doză recomandată? Da, de obicei orice cremă are o doză recomandată pe o anumită suprafață a pielii, în dependență de ambalajul respectiv, poate fi o pompă sau două pompe pentru toată fața. Probabil, iarăși, când doamnele achiziționează aceste creme, sunt informate de către medic, cosmetolog sau farmacist cum se aplică și în ce cantitate. Respectiv, soțul, luând această cremă, nu deține această informație și automat ia un volum mai mare, care îl aplică într-un strat mai gros, ceea ce iarăși nu este bine. Care ar fi criteriile de selecție a unui produs de îngrijire? Și aici nu fac referire la calitatea tenului. Să presupunem că deja avem stabilită calitatea acestuia, că e gras, că e uscat, dar când mergem și nemijlocit cumpărăm acea cremă, la ce atragem atenție? E brandul, ce scrie pe etichetă, mirosul, textura, ce trebuie să urmărim? Deci trebuie în primul rând să ne orientăm că sunt câteva categorii de cosmetice. Avem cosmeticele din mass market, care sunt foarte populare, recomandate, dar nu au studii științifice, nu au bază clinică, prețul lor este foarte accesibil și de obicei recomandate de vedete. Ceea ce eu nu recomand pacienților, deoarece ca medic dermatolog, tot ce nu este studiat nu poate dăuna pacientului și respectiv nu putem recomanda. Altă categorie sunt dermatocosmeticele, care conțin careva ingredienți de menținere a calității pielii și vorbim de cosmetica profesională, de îngrijire pentru uz domiciliar, unde sunt o abundență de substanțe active, de obicei se selectează individual de către medicul dermatolog, astfel acoperă toate necesitățile pielii. Evident că prețul lor diferă în baza de studii clinici care sunt, de cantitatea de substanță activă. Din acest motiv este recomandat să nu luați prima cremă din supermarket care ați găsit-o, dar totuși să vă consultați măcar la farmacie sau cu un medic dermatolog. Apropo, ar putea dăuna o cremă nepotrivită? Cu siguranță ar putea. Care ar fi consecințele? Cum ne dăm seama, în general, despre faptul că nu ni se potrivește acest produs? Se manifestă diferit. Cel mai simplu, ca o reacție alergică, da, iritativă de contact, când persoana acuze o înroșire a feței sau o inflamație a zonei ochilor, în special o mâncărime, un prurit, senzații de lăcrimare poate fi, până la chiar reacții mai grave, senzație de lipsa aerului, îngreunare respirației. Din acest motiv se recomandă de a testa produsele inițial pe zona mâinii. Și după, dacă monitorizăm 24 de ore, dacă nu apare nicio reacție, atunci poate fi aplicat și la nivelul feței. Multă lume susține că în această perioadă nu utilizează în general cremă. Una dintre vedete ar fi și Cameron Diaz, care spune că are parte de un ten extraordinar și nu utilizează de fapt produse, deși face și publicitate la anumite branduri, dar asta este o altă poveste. E corect sau sunt oameni cărora li se recomandă să nu aplice niciun soi de produse? Nu este corect, fiindcă, cum am menționat anterior, suferă bariera lipidică, stratul de protecție a pielii. Atunci când noi aplicăm o cremă deasupra, scopul nostru este de a proteja de agresiunea factorilor externi, anume această peliculă mantie lipidică a tenului nostru. Dacă nu o protejăm cu o cremă suplimentară, epuizăm din rezervele propriei noastre pieli. Și, desigur, vreau să te întreb despre cum protejăm tenul, pielea copiilor în această perioadă rece, pentru că și ei sunt supuși vântului, gerului. E necesar să utilizăm o cremă și în cazul lor? Cu siguranță da. Pentru copii se utilizează cremele hidratante sau emoliente. Se recomandă de a fi aplicate cu cel puțin 30 de minute înainte de expunerea la frig sau la zona de aer liber. Din acest motiv, pentru copii ar fi chiar binevenit aplicarea cremelor de două ori pe zi în această perioadă pentru zonele expuse factorilor nocive. Dacă vara inserăm cumva în rutina de îngrijire anumite produse, iarna ar trebui să excludem de acolo ceva? Iarna un pic îngrijirea, da, se modifică, deoarece avem și anumite produse care pot fi aplicate doar pe perioada rece a anului. În acest caz, cum am spus, lotiunile tonice cu
alcoolice, da, care aveau ca scop să ne usuce un pic din ten vara, când aveam prea multe secreții de grăsime. Acum iarna le excludem și introducem substanțe active precum acizii, alfa, beta-hidroxiaciz, retinolul, deoarece sunt niște substanțe mai agresive, mai active, care au fobie de razele solare. Din acest motiv se utilizează doar în perioada rece anului. Sunt persoane care acuză schimbări drastice a calității tenului vara versus iarna. De ce se întâmplă acest lucru? Chiar e atât de sensibil organismul? Sau vorbim despre o îngrijire necorespunzătoare mai mult? Probabil este combinația acestor doi factori. Atunci când stratul protector, bariera protectoră a pielii este instabilă și dacă nu o îngrijim corespunzător, agravăm mai mult acea tendință spre careva afectări ale pielii, să spunem așa. Există anumite proceduri despre care spuneai și tu, de îngrijire a feței, de exemplu, care se fac doar în perioada rece a anului. Peelingurile, microdermabraziunea, biorevitalizarea, toate acestea pot fi efectuate mai cu seamă în această perioadă? Da, procedurile care se lucrează la calitatea pielii, în special cele cu afectarea epidermului, se fac doar în perioada rece a anului. Cum ați menționat, radiofrecvența poate fi microneedling-ul, procedurile de laser, șlefuirile, peelingurile, acum vorbim de peelinguri medii și profunde, fiindcă cele superficiale vorbim și vara. Deci așa, toate aceste proceduri care necesită recuperare, refacerea barierei pielii, ce necesită o îngrijire specială mai intensă, pot fi efectuate acum în perioada rece. Ar mai fi niște recomandări din partea ta, în calitate de specialist pentru îngrijirea feței, îngrijirea pielii, care să nu țină nemijlocit de anumite produse? Nu știu, un masaj facial, niște exerciții pe care să le facem? Curele de masaj, iarăși, sunt binevenite, deoarece ele se fac de obicei pe creme hidratante, nutritive, chiar uleiuri. Ceea ce vara ar putea crea un disconfort, acum este un timp favorabil pentru a suporta cu ușurință aceste cure de masaj. Eu aș recomanda să nu neglijăm zona buzelor, deoarece de obicei, chiar dacă și-am aplicat crema pe față, buzele cumva sunt ignorate, dar fiind de o textură foarte fină și fragilă, frecvent crapă, chiar până la sângerări, de aceea este important de a utiliza și un balsam de buze cu glicerină, în special, așa, pentru a le menține hidratate. Ar putea fi înlocuit cu un ulei? Sunt, apropo, acum și anumite creme pentru buze nemijlocit. Pot fi aplicate atât de femei, bărbați, copii, nu ține de vârstă. Da, absolut. Pot fi înlocuite și cu uleiuri și cu vazelină, doar că este necesară o aplicare regulată. Deci trebuie să devină un accesoriu pe care să-l purtăm fie în gentuță, fie în ghiozdan, în cazul copiilor. Diana, mulțumim tare frumos că ai venit în această dimineață. Mulțumim pentru recomandări, pentru sfaturi. O să ținem cont de ele și ne revedem deja cu rezultatele implementării acestor sfaturi. Cu mare drag!